Vă salut cu respect de sinci loc spectatori. În vlogul de astăzi suntem la Azuga, la Azuga cu taxiul cu bomboane. Uitați-vă la el. Uitați-vă la el. Urmează acest să facă tubing. Aceia dintre voi care au văzut podcastul cu Cristi, găsiți link în descriere, știu despre ce e vorba. Urmează să se dea cu colac. Este astăzi aici cu vreo 5 sau 6 copii nevăzători care au schiat, s-au dat cu ATV-ul, fac tubing acum, au fost sus de tot cu telegondola. Pentru toți a fost o primă astfel de experiență în viața lor. Și toți sunt leșinați de fericire. Hai să-l vedem pe Cristi cum se dă și nu uitați, trimiteți zâmbet la numărul ăsta de aici, la 8835. 2 euro, din farfurie. Sasha, ești pregătită pentru o aventură? Mergem la bunicu! Distinși loc spectatori, în vlogul de astăzi mergem cu Sășica la bunicu, mergem la Azuga pentru că taxiul cu bomboane are o acțiune miștoare tot acolo. Exact. Vine și Ionasca cu noi, haideți cu noi! Am vorbit acum cu Cristi și m-a întrebat, vine și Nora, da? Și am zis că vine și nepoțica. Familia completă! Uitați-vă, un tată responsabil își ține copilul slash câinele în brațe. Deci am ajuns, suntem în Azuga. TCB-ul e aici pe zonă. Doamna cu cățelul e aici pe zonă. TCB-ule, cine ai pregătit astăzi? Ia zi, tata. Azi de dimineața am fost la schimb. Probabil că dacă aveai un Porsche Cayenne, probabil că vinde Andrzian. A pierdut, dar ne salvează Sorin, Chineață. Are Chineață niște filmări, o să le punem aici să vedeți. Chineață o să fie băiatul cu drona astăzi. Filmările sunt de la el. Ia uitați-l cum ridică drona, câtă delicatețe. Am mâncat ceva bun aici la Serana, la restaurant Serana. Ei sunt parteneri în fapte bune, sunt oamenii unde ne liniștim foamea după ce schiem cam 2 ore. Nu schiem, schiază. Da. Tata, da? Nu schiază. Da. Nu s-au inventat șenilele necesare. Hai să ne arăți copii, hai să ne prezinți. Hai, vino cu aici. Să vedem. Așa. În primul rând, el este Cosmin. Salut, Cosmin. Salutare, salutare. Este tata și mama la Azuga. Deci este cel mai mare partener în fapte bune pe Azuga. El este... Împreună am desenat acest proiect. O zi cât o vacanță la munte cu schiurile. Astăzi avem invitați copii de la școala pentru deficienții de vedere. De fapt sunt mai mult decât atât, sunt 5 copii nevăzători și doar un singur copil cu deficiențe. Și cum a fost pe schiuri? Cum a fost să-i vezi pe schiuri? Cum? Băi, copiii ăștia au fost extraordinari, sincer nu mă așteptam. Ia. Acum Răzvan explorează ATV-ul. Aha, am înțeles. Deci atât vede, îl simt, vezi? Aha. Hai, Maria. E prima oară când sunt cu ATV-ul, nu? Când mergi cu ATV-ul? Da, e prima dată. Așa, zi-ne cum a fost cu schiurile, cum? Băi, la schi au fost senzațional, nu mă așteptam, sincer. Ți-am zis, am avut foarte mari emoții că a fost prima oară și nu știam cum vor reacționa când alunecă, nu știu, cu schiurile, crăparii grei și așa mai departe, dar capacitățile lor motrice, din punctul meu de vedere, le depășesc pe cele ale unui copil normal care schiază pentru prima oară, de exemplu. Pentru că ei au, nu știu, au alt simț. Aha. Zi-mi o chestie, tu ești instructor de schi, nu? Da, da, da. Deci ai văzut mulți copii pe schiuri. De câți ani? De vreo 15 ani tot văd copii pe schiuri. Și zici că modul în care abordează situația este cu totul e total diferit. Da, au capacitate motrică peste medie. Dar adun, ce înseamnă capacitate motrică? Băi, în momentul în care le pui schiurile, trebuie să înveți să alunece pe schiuri și poziția pe schiuri. Ori la ei nu am exersat foarte mult partea asta, pentru că ei au, nu știu, da, reflexul ăsta e... Ei cum percep schiurile? Deci ei sunt nevăzători din naștere, nu? Da. Ei n-au văzut în viața lor, că nu știu cum arată schiurile. Au pipăit schiurile. Da, le-au pipăit, le-am arătat. Și au dat seama forma lor, au proiectat o formă în mintea lor, cum o percep ei. Exact. Și apoi s-au urcat pe ele și... le-am explicat genunchii îndoiți, tot timpul stăm în față, nu s-au mișcat. Adică au rămas doi, deci au fost, nu știu, senzaționali. Sper că a filmat Chineață. Da, acum a găsit claxonul, a găsit claxonul, ce tare! Au găsit distracție, e bine. Mă, cât de tare chestia asta. Hai să-i vedem pe ATV acum și mai vorbim despre, pentru că partea bună e...
Și tare sunt că descoperă claxonul, se entuziasmează. Acum mergem cu ATV-ul și după aia mergem cu telegondola sus de tot, da, pe munte. Da, cu telegondola, după care ne întoarcem la specialitatea mea. Tubing! O să tari. Vedeți și OSN-ul pe tubing. Începe ziua. Hai, da, să înceapă treaba. Chineață conduce ATV-ul ca să filmez eu. Dar să nu fiți fai cum chineață, să vă puneți casca ori de câte ori vă urcați pe motorizate de-astea. Exact! Eu nu sunt un exemplu bun! Este un bad example! Doamne și domnilor, o să vedeți în exclusivitate o nebunie totală, marca Ionești. No, deci n-am mai folosit marsupiul ăsta, cred că de 2 ani. N-aveți cum să bateți nebunia asta, oricât v-ați chinui, Dana Budeanu, n-ai cum să bați nebunia asta. Dar scrieți ce părere are Dana Budeanu despre asta. Doamne și domnilor, încercați să bateți asta. Nu aveți cum. Da, nu au cum. Așa, tată! Bă, da, nu înțeleg ce are. N-are niciun, dar are. La început... Nu-i pune una pe cap, atâta. Nu. Tu ești problema, nu e? Da, dacă îi pun pe mai întâi să o lasă, mă miroase, pe urmă lasă și să o mângâi pe cap. Nu știu. Deci acum mergem cu telegondola. Da, deci asta este, că nu știu. Așa nebunie. Hai. Am intrat categoria grea. E o zi cât o vacanță. Așa. Îți dai seama că este foarte condensat. Da? Adică am plecat, am venit pe drum, ne-am oprit, am făcut un pipi la încătare, am luat sandwich-ul, am băut un cico, mergem mai departe, am intrat aici, ne așteaptă, ne echipăm, intrăm, schiem, ne oprim, facem, luăm masa, de acolo plecăm, luăm ATV-ul, fac, urcăm sus, urcăm la... facem trei poze și coborâm tubing. Totul se întâmplă de la ora 8 la ora 5. Mă, un maraton. Băi, e maraton, știi, adică... Chiar că o zi cât o zi cât o vacanță, știi, că la ora 5 deja e întuneric. Bă, dar întrebarea e, cum rezistați voi să faceți asta tot timpul? Adică în fiecare luni. De, a câta ediția asta? A 5-a. Deci a 5-a zi de luni în care voi aveți maratonul ăsta, a? Maratonul puterii. Stai. Păi, e, ne și hrănește pe undeva, avem și satisfacțiile astea teribile. Tu ar trebui să fii mai la dieta, așa că după aia multă hrană de asta. Nu știu, se pune. Știi ce face el? Să dă pe tubing acum și să vezi cât slăbește. Așteptăm momentul. Sunt regele, mi se spune OZN-ul din asta. Hai mai întâi, tata. Nu, n-are rost, lasă că mă duc eu. Da. Într-o parte, că am coborât eu aici. S-a dat așa? Așa se merge la munte, ca să știți, da? Cățelul în spate, da? E adorabil, n-ai cum! Gata, am venit și noi! Auzi, ăla grasul nu cu noi! La care de noi mă referi? Noi toți patru acolo și noi doi aici. Asta e aia care a mai căzut de vreo două ori. E super țanțoșă! Îi așteaptă un concurs? Îi premiem, că au fost cei mai buni pe purtie. Aaa, ce frumos! Hopa! Te-am putut! Capul la cutie! Hai, Ramona, bravo! Bravo, Ramonica!
Și am venit pentru asta, da? Da. Hai să te văd în acțiune. Bine. Bă, Cristi, ce mi se pare tare aici, mă? Deci de fiecare dată când merg cu tine undeva la o chestie de genul ăsta, bă, deci mă doare mandibula, mă. Deci nu e un râs de la de hoho, dar e un zâmbet de la permanent. Da, păi de aici și treaba aia cu zâmbet 8835 SMS. Exact, zâmbet la 8835. Da, băi, chiar sunt super mândru de voi, ați dat o groază SMS-uri. Și au fost și câțiva care au făcut declarații aia, nu? Ce declarații? Ce? De 230 și ia și nici pe ceilalți, că dai o grămadă de oameni angajați cu acte în regulă. Unii mai lucrează și la negru? Mulțumesc deci, că... Pentru cei care lucrează la negru, dați SMS-uri, iar cei care sunteți angajați, puteți declarația de 230, încă este valabilă, mi-o trimiteți pe Messenger, deci la... taxiul cu bomboane, pagina de Facebook, sau mi-o trimiteți pe grupul Asociația Taxiul cu Bomboane, acolo. Da. Hai să, deci, și intră acum o să... Hai să vedem OZN-ul. OZN-ul din Azuga. Hai să vedem OZN-ul. Uitați ursulețul, doamnelor și domnilor, dacă îl vedeți acolo, vine pe a doua bandă. Uitați ursulețul, ia uitați-l. OZN-ul, doamnelor și domnilor! Să plină! Bis! Bis! O să revin cu Nadia Comăneci a tubingului. Sunt și antrenorul echipei naționale de tubing. Și pentru voi urmează acum în expremiere să dea Georgiana cu Sasha. Hai să vedem. Las la tine telefonul. Da. Așa părăjeală, doamnelor și domnilor. Impecabil. Cosmin îi face un vânt serios. Georgiana cu Sășica, doamnelor. Acest moment trebuie imortalizat. Trebuie să rămână în istoria interneților moderni. Primul câine care Sasha? Face tubing. Ce faci, mă? Ia uite ce-i place! Bine, fetele! Doamnelor și domnilor! Marian și Sasha în acțiune? Hai! Așezați-vă! Fii atent aici, chineață! Ce sculăraie am eu aici! Sasha! Bă-le-leu! 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 Andale! Băiatul OZN-ul din Azuga. Cu nepoata. A ieșit impecabil. Un 90. Uitați-l și pe chineață. Pe nu-l mai filmează nimeni, mă. Mă, chineață, mă. Bă, chineață, mă, îmi pare rău, bă, vă trebuie să te filmez. Pe tine nu te-a filmat nimeni, mă. Bă, chineață. Da. El este Sorin Chineață. El ne-a dat filmările din dronă. Deci ce ați văzut azi din dronă de la el sunt. Okay. Filmările cum ai făcut în tubing. Cum ești pe Instagram? Sorin Chineață. Foarte bun, îți dau și o follow că nu glumesc. Urmăream, îți dai seama. Nu știu, s-ar putea să nu. Ce arogant s-a stat, mă, bă, te urmăresc. Nu ai rămat faptul că te urmăresc? Nu știu, nu. N-ai pic de rușine, mă? Mama a scris Georgiana în loc de Georgiana. Dar a scris Ionescu. Ionescu, primește astăzi certificat de ambasador al taxiului cu bomboane. Îl desfaci și mai pune una. Lasă. I love you. Aplauze! Iar aici, de față, Marian Ionescu, zi și Mariciu.ro. Doamne ajută! Primește acest certificat, el era de mult ambasadorul taxiului, dar acum a intrat în legalitate. Asta o să fie prima chestie pe care o remez în casă. Asta o să fie pe bune, adică e rămată, o să o pun pe perete. E prima chestie. Așa, gata, merge acțiune, mai țip o dată! Să ne pupăm! Tu da asta dai premii, să te pup cu toată lumea, pupăciozule! Dar ne-ai nebunit cu premiile! Da, mă, astăzi e zi, e cu premii, e cu din astea. Ia să vedem, ce ne-a... Stai așa.
Deci premiul este acesta. Nu cred. Când ai făcut asta? Cosmin, el este mama și tata la, băi, ce la poze. Mulțumim, Cosmin. Așa. Ce tare, frate, ce tare. Chinața, aștept filmările alea pe mail, la? Da. Și eu le aștept. Eu aștept vlogul, aștept podcast, treburi, chestii. Te-ai învățat? M-am învățat la podcast. Îți place celebritatea? Îmi place, sunt eu acolo pe sticlă. Băi, felicitări pentru ce faci, este să o spui, Gașcă. În special ție. A fost cu noi astăzi. A fost foarte tare. Cât am fost, a fost tare. Pa, Cristi! I love you! Yeah. Zambet, la 8-8 ai 5! Zambet. Nu știu dacă am mai zis asta, dar eu mă bucur că am venit la jumătatea zilei, pentru că jumătatea asta de zi cât am stat aici, am zâmbit în continuu, mă doar mandibula de cât am zâmbit. Iar dacă stăteam toată ziua, trebuia să mă duc la urgență, să-mi pună mandibula în gips. Incredibilă starea de bine și de fericire pe care ți-o dă un moment ăsta. Ce faceți, domnul soț? M-am angajat la Glovo. Ia uitați ce coafire i-am făcut Sașei. I-am prins moțul cu agrafă. Hai, cât se încarcă mașina, mâncăm o pizza. Domnește. Am ajuns acasă cu 16 km autonomie. 16 km. Wow.